În acest weekend, Școala Gimnazială Lucian Grigorescu din Municipiul Medidia a găzduit faza zonală a Olimpiadei de Chimie. La această competiție au participat un număr de 19 elevi. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat în acest weekend Olimpiada de Chimie, etapa locală la care au participat 145 de elevi de clasa 8 din tot județul. Cele 5 unități de învățământ unde s-a desfășurat competiția școlară au fost Școala Gimnazială numărul 43 Ferdinand din Constanța, școala gimnazială numărul 1 George Enescu din Năvodar, liceul teoretic Alatis din Mangalia, liceul teoretic Emil Racoviță din Techerghiol, iar în municipiul Megidia concursul s-a desfășurat la școala gimnazială Lucian Grigorescu. Da, ne aflăm în perioada în care debutează olimpiadele școlare zonale. Până acum au fost fazele pe, la nivel de clasă, apoi de școală, copiii care s-au clasificat, au luat punctaj bun, reprezintă fiecare școală la faza zonală. Și, așa cum spuneați, Olimpiada la obiectul de studiu chimie a avut loc în școala Lucian Grigorescu. Au fost prezenți 19 elevi din zona Medjidia, reprezentând școala Ion Ghica Tortoman, șco școala numărul 2 din Cernafodă, școala Peștera, școala Constantin Brâncuș, școala Ile Caragiale din Medjidia și, bineînțeles, școala gazdă. S-au descurcat elevii? Care a fost punctajul maxim? Nu au excelat, dar de fiecare dată, la chimie, am înțeles că așa se întâmplă. Rezultatele sunt puțin mai mici. Dar asta nu înseamnă că nu vor avea calificați la faza pe județ. Urmează ca inspectoratul școlar, cel care a organizat această olimpiadă și care a transmis subiectele, să hotărască până la ce punctaj. Se pot clasifica pentru etapa următoare. Cel mai mare punctaj la noi în faza zonală a fost înregistrat de un elev al școlii noastre cu 65 de puncte. Școala Lucian Grigorescu urmează să găzduiască în următorul weekend, sâmbătă viitoare, concursul e Mat, destinat copiilor din clasele primare, tot așa faza locală. Urmând ca peste două săptămâni să ne întâlnim tot aici la școala Lucian Grigorescu cu olimpicii la educație civică pentru clasele a treia și a patra, faza zonală, și cu elevii cei mai buni la limba și literatura română care vor participa la etapa locală a Olimpiadei de limbă și literatură română. Proba scrisă a început la ora 9.30 și a durat 3 ore, iar accesul elevilor în sala de examen s-a făcut în intervalul orar 8.30-8.45. Rezultatele inițiale au fost afișate în aceeași zi în care s-a desfășurat competiția la fiecare centru de examen și pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Eventualele contestații s-au depus astăzi la unitățile de învățământ unde s-a susținut competiția.